Bun găsit, doamnelor și domnilor! Laurențiu Botin toc pe o veste uriașă pentru toți românii care au în proprietate un autoturism. Comisia Europeană a avertizat România. Aveți timp pe exact 2 luni de zile să restituiți populației taxa auto încasată integral. În caz contrar, România va fi trimisă pe masa Tribunalului Uniunii Europene și va risca sancțiuni enorme. Pentru că guvernul României a bâlbâit-o. Sunt deja 4200 de cereri în România cu privire la restituirea taxei auto încasată ilegal. Aici vorbim de banii aceia pe care i-ați dat la stat și acum, iată, Comisia Europeană spune clar, ați încasat banii ilegali. Aveți 2 luni la dispoziție, începând de astăzi, să dați banii oamenilor înapoi. Este o veste uriașă, iar guvernul se arată extrem de nemulțumit de această directivă a Comisiei Europene. Comentăm, pentru că este extrem de important, cu invitații mei, cărora le mulțumesc pentru prezența în emisiune, George Manciu, consultant politic, bun găsit, domnule Manciu, jurnalistul de investigație, Cătălin Antohe, bun găsit, Cătălin Antohe. Este oficial, în termen de 2 luni, acum românii vor primi taxa auto înapoi. În caz contrar, România riscă un proces la Înalta Curte a Comisiei Europene și apoi niște măsuri dure, adică amendă pe zi de sute de mii de euro. Nu este prima dată însă când România, deși primește astfel de avertismente, nu se conformează. Mai avem avertisment de la Comisia Europeană cu ce? Cu calitatea aerului. Avem cu deșeurile. Da? Lucruri care nu s-au întâmplat. Acum iarăși în curtea doamnei Gavrilescu vine această bombă, o adevărată bombă. România trebuie să dea urgent banii la oameni. Din fericire pentru doamna Gavrilescu, ea nu are o problemă. Problema este a Ministerului Finanțelor, deoarece Ministerul Finanțelor trebuie să o restituie. Însă este foarte bine că e dat acest ultimatum. Uitați-vă ce s-a întâmplat astăzi în județul Argeș și în alte părți, unde oamenii reclamă că nici acum nu și-au plătit banii, nu și-au primit banii de la Ministerul Finanțelor pentru procesele câștigate în trecut. Da? Unde poate guvernul se comportă precum cel mai necinstit dintre contribuabilii din România. Și este foarte bine să li se arate că obligațiile asumate și obligațiile legale ca țară de membra a Uniunii Europene trebuie respectate și se vede foarte bine că fără ultimatumul nu se poate. Aveau nevoie de acest ultimatum, iar oamenii care au plătit pe nedrept aceste sume ilegal de acum din 2007 încoace, oricum vor primi ca valoare mai puțin decât au dat, că între timp leu s-a depreciat, mai ales în ultimul an, de când avem guvernarea PSD. Dar știți care e partea foarte proastă? Că dacă tu, ca român, ai la stat o datorie de 100 de lei, 200 de lei, vin îți spun proprie, te execută, îți iau banii, cu accesorii, cu penalități, cu toate cele. Acum avem această taxă plătită abuziv. Avem și alte puteri în instanță pe care profesorul, în special, trebuie să-și ia banii. Guvernul ce face? Vine și spune, tai că ți dau un 5 ani, tai că ți dau un 7 ani, dacă ți dau, dacă nu ți dau. Din fericire pentru noi avem această solicitare de la Uniunea Europeană, însă din nefericire suntem conduși iară de oameni total neprofesioniști, pentru că pe ei pur și simplu nu interesează. În primul rând pentru că nu au bani. Nu vor să dea banii pentru asta, că de aici ei ce fac, ce mănâncă, dau bani la oameni înapoi. Nu vor să dea banii și nu interesează, pentru că vedem și noi la televizor. Avem un guvern minunat, care teoretic abia așteaptă să plece la guvernare. Dar până atunci, după ei pot topul, vorba aceea. Tot ce pot să fure, acum o să umbli și la pilonul 2, pe unde mai pot? Pe unde mai pot? Ia toți banii și la revedere. Sunt și eu curios dacă vor respecta această directivă. În mod normal, da, aveți dreptate, trebuie să respecte și pe parte de mediu, atâtea, nu știu, solicitări. Dar, din păcate, vom vedea cu toții că vor trece cele 2 luni de zile și se vor găsi tot fel de pretexte prin care nu avem bani. Nu avem bani, avem alte priorități, la revedere. Adevărul este că nu vor să dea banii românilor pentru că deci nu poate nimeni să mânce nimic. Bun, vorbim cu Augustin Hagiu de la FORT, Federația Operatorilor din Transporturi. Bun găsit, domnule Hagiu. Mă auziți? Eu vă aud foarte bine. Vă salutăm. Bun, Comisia Europeană a avertizat România. În 2 luni trebuie să restituiți oamenilor banii încasați ilegal pe taxa auto. Ei bine, ilegalitatea a fost clar scrisă negru pe alb de ceva timp. Nu s-a întâmplat în niciun fel cu această restituire. Credeți că guvernul va restitui banii oamenilor, domnule Hagiu, în 2 luni? Comisia Europeană a revenit practic, pentru că în urmă cu un an de zile
Știam clar că se va ajunge la situația tot în baza decizii Comisiei Europene. Mai sunteți, că v-am pierdut. Te auzit? Ah, da. Alo? Vă auzim acum, vă rog. Da. Nu știu dacă s-a auzit. E în regulă, nu s-a auzit, vă rog să reluați ce a spus. Spuneam că, practic, Comisia Europeană revine asupra deciziei și insistă ca România să plătească aceste sume. Nu știu exact dacă acceptă varianta eșalonată propusă de fostul guvern, nu de actualul guvern, sau nu va accepta varianta eșalonată. Cert este că principiul poluatorul plătește nu s-a aplicat corect în România. Și, în mod normal, cetățenii sunt îndreptățiți, atât cei care au câștigat, nu mai vorbesc de cei care au câștigat instanță, dar și ceilalți care nu au dat în judecată statul pe această chestiune, să-și recupereze sumele și să vedem ce nouă formulă se aplică. Bun, la dumneavoastră vă așteptați în contextul în care există hotărâri judecătorești definitive și irevocabile cu privire la o taxă auto încasată ilegal de statul român, hotărâri judecătorești ignorate de ANAF, până la urmă, de finanțe, cei care ar trebui să dea banii înapoi. Păi poate ar fi bine să nu ne mai așteptăm și lucrurile să se întâmple așa cum ar trebui să se întâmple într-o țară ca noastră, membră UE în 2018, minuni și elefanți. Deci noi ar trebui acum, pur și simplu, în baza dovezii că am plătit la vremea respectivă, să ne recuperăm aceste sume. Restul sunt detalii. Cum aplicăm treaba asta? Dacă răspundem sau nu solicitărilor, dacă o dăm eșalonat și populația plătitoare de taxe și impozite acceptă sau nu, dar în opinia mea ne trebuie un astfel de deciziu pentru ca pe viitor, atunci când anumite decizii de genul ăsta proaste se iau și lipsite de principiu, să nu se mai întâmple așa ceva sau măcar cineva să răspundă. Hai să vedem cine a fost ministrul la vremea respectivă, apropo de decizia asta a Comisiei Europene, să vedem dacă îl doare la buzunărel sau îl doare în funcție, ca să spun așa, de ceea ce ni se întâmplă nouă celor care plătim și am plătit, inclusiv eu și dumneavoastră și mulți alții, aceste taxe în variantele lor celebre deja. Domnul Hagiu, dar există cumva o chestie pe care aproape nu o poate verifica nimeni, dar mie mi se pare o minciună cât casa, pentru că undeva prin aprilie Graciela Gavrilescu, ministrul mediului, declara că statul a rambursat către șoferi 173 de milioane de lei din vechile taxe auto. Dar statisticile spun foarte clar și nemulțumirea șoferilor că banii nu au venit de la finanțe, decât eșalonat niște bani acolo și cu niște amânări de alea uriașe. Au fost decizii pe care, din câte știu eu, ANAF-ul și le-a asumat, dar banii, într-adevăr, n-au ajuns integral în cont sau poate nici parțial pentru unii cetățeni. Era o variantă simplă despre care au mai vorbit în emisiunile dumneavoastră, cred că la penultima intervenție, și anume aceea a compensării sumelor, astfel încât nici bugetul de stat să nu facă un efort foarte mare și cetățeanul să poată datoriile pe care le are sau le-a acumulat în timp să le compenseze cu, iată, mă rog, contravaloarea taxei plătite. Bun, de asemenea, Graciela Gavrilescu, domnule Hagiu, a declarat că lucrează cu specialiștii, mie îmi place chestia asta, la o nouă modalitate de a taxa șoferii. Da? S-a vorbit despre emisiile de dioxid de carbon, mă rog, sunt mai multe variante. Deci asta a fost, au încasat-o ilegal, nu au dat-o înapoi. Comisia Europeană a spus, dacă nu dați integral banii înapoi la oameni în două luni, intrați într-un infringement de o să plătim, de o să ne usturăm cu toții. Iar acum doamna Gavrilescu cu specialiștii inventează o altă taxă, care probabil va fi de asemenea ilegală. Steagul pe care scrie noua taxă este fluturat încă de la momentul în care Comisia Europeană s-a exprimat pentru prima dată pe acest subiect, adică din 2017, dacă nu mă înșel, august. Din momentul ăla s-a tot discutat, dar concret, cel puțin cu noi, nu a existat nicio întâlnire pe tema asta. N-am avut decât discuții cu presa, care m-a luat la întrebări. Între timp, lucrurile în România evoluează. Noi am înființat o asociație care se numește ARCA. ARCA este Asociația Română pentru Combustibile Alternative.
și încercăm să încurajăm lumea să investească în infrastructuri pentru gaz natural comprimat, că România are gaz natural. Pentru gaz natural lichefiat, vehicule electrice, poți hidrogen și așa mai departe. Uite că au trecut din nou prin programul RABLA și n-au luat în calcul, spre exemplu, transportul comercial. Deci, despre întâlniri și discuții la nivel de specialiști, eu nu vă pot spune nimic pe acest subiect, pentru că singura intervenție a fost în presă. Însă singura formulă corectă, aplicată cu succes în Europa și pentru care eu personal militez și fortul militează, este aceea plății în impozitul anual per vehicul, gradual, în funcție de gradul de poluare, până, nu știu, în momentul în care ajungi la 10-15 ani de utilizare a vehiculului, să constați că nu mai merită să plătești taxa aferentă poluării inclusă în impozit și trebuie să înlocuiești mașina. Dar toate aspectele astea trebuie puse cu toți cei interesați pe masă în discuție, pentru că discutăm de o altă putere de cumpărare a românului în raport cu europeană, de niște dobânzi la leasing-uri și la finanțare mult mai mari decât Uniunea Europeană, de iată programe RABLA direcționate către anumite categorii, nici de cum un program RABLA care în extens sau așa acopere tot ce înseamnă directive europene și așa mai departe. Deci sunt niște lucruri care trebuie puse în discuție pe masă. Însă mă tem că actualul ministru al mediului nu știe că nu s-a discutat absolut deloc acest subiect. Asta este temerea mea. Că dânsa nu știe că s-a discutat acest subiect. Da, că nu s-a discutat află acest de la subiect. Noi. Află de la noi, așa cum a aflat de la noi că suntem cu un pas în infringement pe închiderea gropilor de gunoi, cu un pas în infringement pe ceea ce privește calitatea aerului, deci riscăm amenzi pe zi totalizate. Bine. Dacă intră și taxa auto, de vreo 300.000 de euro pe zi pentru fiecare bine din că, aceste capitole. Bine în ghilimele, bine că suntem taxați inclusiv pentru gropile auto, în timp ce o invenție românească zace călcat în picioare de niște nemernici de ăștia de a umbla cu instituțiile statului și și-au bătut joc de noi, apropo de gunoi, în timp ce în Uniunea Europeană până și frunza colectată de la oameni din curte sau de pe străzi, procesată, este transformată în biogaz și utilizată în transportul public în comun. Depinde unde ne uităm. Dacă ne uităm la Ministerul Mediului și așteptăm ei să facă ceva, probabil vom mai prinde Europa asta pe care o îndrăgim mulți și o iubim și ne uităm la ea ca la cele sfinte, unii dintre noi, probabil o să o mai prindem din urmă peste vreo 200 de ani. Da, mulțumesc domnule Hagiu, să aveți o zi bună. Domnilor, avem trei paliere în care riscăm amenzi de peste 100.000 de euro pe zi. Atenție! Spuneam despre gropile de gunoi neconforme. E bine, dacă intrăm în infringement și mai suntem la un pas, dosarul e deja pe masa în alte curți de la Uniunea Europeană. Atenție, trebuie să plătim 124.000 de euro, atât ai amenda, pe zi, încă din 2014. Deci se duce până în 2014, pentru că ea Comisia Europeană ne-a spus, e puraș, din 2009, da? Avem calitatea aerului, lucru care a pocnit în ghilimele săptămâna trecută, da? Încă 124.000 de euro pe zi, da? În ceea ce privește calitatea aerului. Și acum vine povestea asta cu taxa auto. Dacă în două luni guvernul României nu restituie banii, iar ajungem la infringement. Dom'le, ăștia sunt nebuni. Nebuni și nu mai pot vorbi de moștenirea dezastruoasă. Sunt la putere de atâta timp deja. Nu au luat nicio măsură concretă prin care să se arate că se face ceva, că România acționează proactiv în sensul respectării obligațiilor de mediu asumate prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Dar iată că nu se face nimic, nu știm decât să tragem de timp, să nu ne respectăm angajamentele, să nu plătim datoriile nici către unii, nici către alții, către contribuabili. Și uite, aceasta este guvernarea de succes care ne-a fost promisă prin programul de guvernare acela care a făcut să fie votat cu PSD-ul cu majoritate zdrobitoare. Da, nu, din păcate adevărul ăsta e. Tot timpul când discutăm ultimii 2 ani de zile despre guvernanți, în special ultimii 2 ani de zile, de când este noua majoritate la putere, discutăm din păcate de două variante. Fie de rea voință, fie de incompetenți. Asta vedem și acum. Rea voință și incompetență. Oricare dintre ele, fie amândouă cumulate. Da, seama, au trecut 2 ani de zile, măcar vorba lui Cătălin.
arată-mi ceva. Nu știu, fă dovadă că ai încercat să reglezi cumva. Gropile de gunoi sunt aici, în noi în București, sunt trei gropi de gunoi mari și late care zac acolo de 25 de ani. Băieții de acolo fac milioane de euro pe lună, dar nu-i interesează pe nimeni să vină. Domnule, hai să le autorizăm, hai să vedem cumva, trebuie să fac și niște investiții. La fel, Primăria Capitalei are un program din 2014, când s-a aprobat strategia de salubritate la nivel de Primăria Municipiului București, ar trebui să pună în practică, să-și ia gropile de gunoi, să le autorizeze, să facă, să găsească ceva. Dar să înseamnă să faci investiții reale. Să faci investiții, evident, să iei fonduri FN. Astea sunt de durată și la revedere. Vorbim despre niște guvernanți pe care i-am trimis, în ghilimele, acolo să ce? Să managerieze statul român. Statul român îl putem asemăna cu o gospodărie a tuturor, da? A tuturor. În momentul în care gospodarii ăștia pe care i-am trimis noi și pe care îi plătim cu bani mulți se facă nu văd, că vine aia, peste noi și ne amendează, că nu știu ce am pus, nu știu ce așa, și noi ignorăm toate chestiile astea, ăștia ne vor duce în faliment. Da, păi știu foarte bine. câte miliarde de euro va trebui să dea România dacă intră în vigoare infringementul pe gropile de gunoi. Din 2014 până în 2018, an în care cu grație suntem, pentru fiecare zi câte 124 de mii de euro. Gândiți-vă ce sumă exorbitantă trebuie să plătim. Cu grație și cu grațiela. Doamna ministru, care a fost în mai multe rânduri ministru al mediului, ei știu să urle doar în gura mare și altfel au dreptate că și judecătorii trebuie să plătească pentru greșelile pe care le fac. Dar ei nu trebuie să plătească pentru această nenorocire care se întâmplă. Unde e răspunderea ministrului? Nu ar trebui să răspundă și el? Doamna Grațiela Gavrilescu nici măcar nu răspunde la telefon. Adică asta, despre ce vorbim? Domnia sa este peste tot, așa. Dar tot doamna Grațiela Gavrilescu se duce undeva în țară, de exemplu la Arad, dacă țineți minte, da. Iar ziariștii de acolo sunt somați de prefectul de la Arad, că vine doamna ministru, să transmită întrebările către doamna ministru cu 3 zile înainte, ca nu cumva să pună vreo întrebare așa spontană, exact, să o surprindă, exact, da? Da? Și noi am vrea să-i adresăm cu respect câteva întrebări doamnei Gavrilescu, cea care ne administrează bani într-un domeniu extrem de important, o doamnă care s-a dovedit a fi ce? Extrem de discretă. Da, în ghilimele aici, în sensul de a da explicații pe toate gafele pe care le face Ministerul Mediului, da, dar extrem de prezent în media în momentul în care se duce și ca Ceaușescu face. Mamă, ce o să facem și ce o să dregem aici? Da, de 2 ani de zile și acum, după 2 ani de zile, și acum tot promite că o să facă. 2 luni, contorizăm, stimați guvernanți. Partea bună e că acum nu se mai joacă cu cetățeni, joacă și cu Europa. Bun. S-ar putea să dragă ceva presiune. 2 luni, o să-l ascultăm acum pe Liviu Dragnea, că știe că am emisiune și trebuie să zică. Liviu Dragnea. Am discutat despre câteva lucruri pe care mi le-a transmis doamna prim-ministru într-o discuție ieri. Astăzi doamna prim-ministru, așa cum probabil că știți, este la Bacău. N-a putut să vină la Biroul Permanent Național. Despre câteva decizii pe care guvernul urmează să le ia astăzi. Am informat și pe colegii mei și anume sunt toate informațiile că în această săptămână vor adopta ordonanța pentru achizițiile publice. Este un document important, aproape de aceeași importanță ca și ordonanța privind parteneriatul public-privat. Este un document așteptat de toate autoritățile publice, dar și de către companii, de către companiile serioase și cinstite, care urmărește ca termenele să fie scurtate, procedurile să fie simplificate, în așa fel încât marile investiții publice și investițiile publice în general să nu mai fie întârziate ani de zile și să contribuie negativ la frânarea dezvoltării economice. De asemenea, în urma publicării în Monitorul Oficial a Ordonanței privind parteneriatul public-privat, în această săptămână, Guvernul va prezenta primul pachet de investiții strategice care va fi lansat în procedura aferent acestei ordonanțe. Pachet de investiții majore din infrastructură și din sănătate, care să intre într-o analiză urgentă, rapidă, a Guvernului pentru a stabili oportunitatea și procedura cea mai bună
pentru ca în această toamnă să fie lansate în mod oficial procedurile pentru realizarea acestor investiții așteptate. Guvernul, miercuri sau joi, când vor avea ședință de guvern, vor anunța aceste investiții. Am discutat de asemenea și despre subiectul zilei sau subiectul din ultimele zile în legătură cu plângerea penală făcută de depusă sau, mă rog, asumată de către Ludovic Orban. Se conturează sau se poate contura ideea că aici vorbim de, pe lângă alte prostii, se poate vorbi de antisemitism instituțional. În momentul în care, citind acea plângere penală, se vorbește de acuzații de înaltă trădare pentru un oficial care a avut întâlniri oficiale cu șef de stat și de guvern din altă țară, dincolo de faptul că este o abordare caghebistă, că este o abordare ceaușistă, că este o abordare securistă, care ne duce cu gândul la agenturile străine, aici este tratat statul Israel ca o putere străină cu care noi suntem în conflict. După părerea noastră, este o acțiune care aduce deservicii majore României, atât cei care au conceput această plângere penală, cât și cel care și-a asumat-o, dau dovadă de o mare irresponsabilitate. Sunt acuzați niște cetățeni israelieni că sunt agenți de influență, am văzut comentarii că ar fi spioni, fără niciun fel de responsabilitate, fără o minimă bază, fără niciun fel de dovadă sau probă, înseamnă că pe acest precedent toți consultanții străini care au fost în România în ultimii ani și care probabil că vor mai veni, așa cum merg și în alte țări, sunt agenți de influență și cei care au lucrat cu ei pot fi acuzați de înaltă trădare. Orice contact pe care un oficial român, indiferent în ce poziție ocupă, contactul pe care îl poate avea cu un cetățean străin, care poate ocupa o funcție importantă într-o instituție din altă țară, poate fi acuzat de înaltă trădare. Asistăm, a nu știu câta oară, poate, la o încercare de a da jos un guvern și de a prelua într-un mod nelegitim puterea din România, guvernarea, pentru că puterea efectivă încă mai este gestionată într-un mod neconstituțional și nelegal de unele instituții, încercând să folosească pe unii procurori. Nu putem fi de acord ca un guvern să fie dat jos cu ajutorul procurorilor, în condițiile în care nu există nici măcar o fărâmă de adevăr în ceea ce privește acuzațiile respective, dincolo de caracterul aberant al plângerii în sine. Cam astea au fost discuțiile pe care, bineînțeles, toți colegii noștri au susțin în continuare guvernul. Nu există niciun fel de intenție din partea doamnei prim-ministru sau din partea PSD-ului, și am observat și la colegii de la Ardeș, la domnul președinte Tăriceanu, vreo ezitare în ceea ce privește continuarea guvernării. Avem o majoritate stabilă și încă sperăm că mai există undeva bine ascunsă, dar mai există o fărâmă de luciditate, responsabilitate și înțelepciune ca acest demers să nu intre într-o zonă care să scape de sub control și România să rămână într-o zonă de stabilitate care ajută pe toată lumea, inclusiv pe noi, inclusiv pe partenerii noștri strategici cu care am avut și vom avea în continuare relații, chiar dacă sunt puteri străine.
Dacă aveți întrebări, vă rog să le, vă rog să mi le adresați. Da, aș avea mai multe întrebări, dacă îmi permiteți, vă rog, dacă ați discutat despre... Nu, câte întrebări aveți, că nu suntem la... Vorbim întrebări și răspunsuri. Câte aveți? Două. Vă rog. Dacă ați discutat în această ședință și despre o posibilă suspendare a președintelui României și dacă ați discutat despre organizarea acelui meeting de susținere pentru Viorica Dăncilă? Sigur că s-au atins și aceste subiecte, dar încă o dată vă spun, eu nu vreau să... Noi nu am hotărât să promovăm discuția despre aceste două teme fără să uităm, de fapt, lucrul cel mai grav care s-a întâmplat, și anume această plângere penală și conținutul ei, nu plângerea penală în sine. Pentru că așa turnătoare a avut România și va avea în continuare. În ceea ce privește suspendarea președintelui, noi încă o dată spun, toți sperăm că mai există undeva o formă de luciditate ca acest demers aberant, cel puțin aberant, nu va ieși dintr-o zonă de... nu va depăși o linie roșie și nu va face ca lucrurile să scape de sub control. Deci nu am discutat, nu luăm în calcul suspendarea președintelui României. Dar, așa cum am mai spus-o, spun și acum am spus-o și colegilor mei și toți suntem de acord cu asta, că nu avem de gând să stăm inactivi, să nu facem nimic dacă vom vedea că lucrurile merg în direcția care este străvezie și anume de a se prelua într-un mod nelegitim guvernarea. Și atunci vom utiliza toate mijloacele legale, constituționale, publice, sociale, pentru ca votul cetățenilor din decembrie 2016, un vot legitim, să fie respectat. În ceea ce privește meeting-ul, nu este exclusă organizarea acestui meeting, dar are legătură tot cu ce am spus mai devreme. Dacă va fi cazul, îl vom face. Dar asta ține în continuare de evoluția acestei situații. Vă rog. Domnule Dragnea, ce se întâmplă cu pilonul 2 de pensii? În primul rând, nu se întâmplă ceea ce se spune la dumneavoastră la televiziune. Și prietenește... Și pe care a confirmat șeful de la prognoză. A spus că a fost o greșeală, că a apărut în presă și că a fost publicat. Nu știu ce a spus șeful de la prognoză. Aș vrea totuși să fie întrebare și răspuns, nu de altceva. Pentru public. Că ăsta este un subiect foarte important. Așa e. Și prietenește, noi nu o să facem așa ceva, dar am văzut că Orban s-a specializat în a face plângeri penale. Zice așa, articolul 278 din, cred că din codul penal. Comunicarea de informații false. Comunicarea sau răspândirea cu știință prin orice mijloace de știri, date sau informații false, ori de documente falsificate, dacă fapta este de natură să aducă atingere securității naționale. O informație de acest gen, care este 100% mincinoasă, poate destabiliza într-adevăr, poate destabiliza economic și social România și poate aduce atingere securității naționale. Nu știu ce a spus domnul șef de la prognoză. O guvernare se exercită în baza unui program de guvernare aprobat în Parlament și care este public. În ceea ce privește pilonul 2 de pensie, obiectivele noastre au fost asumate și susținute și sunt susținute în continuare. Și anume, primul obiectiv este ca în următoarea perioadă Ministerul Muncii și nu numai să finalizeze o analiză riguroasă, exhaustivă a tuturor datelor financiare pentru a se putea prezenta tuturor cetățenilor României informațiile financiare referitoare la nivelul de pensie pe care îl va avea un cetățean român care este doar în pilonul 1 și nivelul de pensie pe care îl va avea un cetățean care este și în pilonul 1 și în pilonul 2. Ăsta este primul obiectiv și cred că am fost foarte clar. Al doilea obiectiv este ca cetățeanul român, odată informat,
să aibă posibilitatea să opteze unde consideră dumnealui personal că este mai bine să rămână doar în pilonul 1 sau și în pilonul 1 și pilonul 2. Deci, nu există niciun fel de decizie adoptată în guvern, o decizie adoptată în partid, o decizie adoptată în coaliție, care să cuprindă următoarele lucruri. 1. Nu s-a discutat, nu se discută și noi nu vom adopta nicio măsură care să ducă la desființarea pilonului 2 de pensie. Așa cum a început să se rostogolească acum în anumite televiziuni, și eu îi rog cu foarte mare respect să nu se mai rostogolească astfel de informații mincinoase. 2. Nu există nicio decizie pentru a se înlocui contribuțiile care acum merg de la bugetul asigurărilor sociale de stat către pilonul 2 de pensie. Deci, în primul rând, să înțeleagă toată lumea că nu este vorba de bani privați. Pentru că poate unii oameni așa înțeleg, pentru că poate în mod deliberat se comunică așa, sau cum mai spune, am mai văzut pe câțiva care au mai avut și funcții de conducere în România, să nu-mi ia banii mei de acolo. Aici este vorba de contribuțiile pe care toți le avem la sistemul de pensie, care merg în bugetul asigurărilor sociale de stat, 3,75% din această sumă merge la pilonul 2. Deci, nu se naționalizează pilonul 2 și nu se înlocuiește această contribuție, această parte de 3,75% din tot bugetul asigurărilor, bugetul de pensie, nu se înlocuiește cu impozitul pe venit, cu o cotă din impozitul pe venit, așa cum am înțeles că acest domn de la Comisia de Prognoză a propus. Pot fi idei, pot fi păreri, este problema dumnealor. Programul de guvernare a fost un program votat public de cetățeni, a fost un program votat în Parlament, program care va fi implementat. Eu nu încurajez pe nimeni și îi rog și vă rog și pe dumneavoastră să rămâneți totuși cât de mult se poate, sau cât este posibil, sau cât sunteți lăsați, ancorați în realitate și în programul de guvernare. Deci asta este despre pilonul 2 de pensii. Dacă mai o mențiune, nu este a doua întrebare. S-a discutat în PSD și în guvern despre desființarea pilonului 2. A fost ministrul de finanțe, domnul Mișa. Și întrebarea a doua vreau să vă spun, să fiți mai clar, dacă PSD și guvernul caută în acest moment soluții pentru echilibrarea bugetului pe 2017. Păi nu, fiți dumneavoastră mai clar. Mai clar, că asta e o întrebare. Înțeleg. Dacă sunt căutate soluții acum pentru echilibrarea bugetului pe anul în curs, aveți dreptate, 2018. Care buget? Vorbim de bani și pentru să... Dacă majorările care au fost aduse de către guvern au creat un dezechilibru în buget. Să ne spuneți asta și dacă s-a creat, dacă se caută soluții. Majorările, vă referiți la majorările salariale? Și majorările salariale. Păi nu, la ce vă referiți? Fiți mai riguroase. Domnule Dragnea, cred că înțelegeți foarte bine la ce eu vreau să înțeleagă toată lumea. Da, și eu m-am întrebat dacă dacă căutați soluții pentru eventuale dezechilibre în buget. Domnișoară, rugămintea mea să fiți mai bine pregătită când puneți întrebări, pentru că eu, din respect pentru dumneavoastră, tot timpul sunt pregătit ca să vă răspund. Și din respect pentru oameni. Deci, majorările salariale, dacă la ele v-ați referit, dacă vă referați și la majorările de pensie, eu mă refer și la majorările de pensie, toate aceste majorări salariale au fost luate în calcul când s-a elaborat bugetul de stat aprobat în Parlament pentru anul 2018, nu destabilizează bugetul, nu măresc deficitul bugetar. Este foarte simplu. Vă rog. Ne-ați acuzat că furnizăm informații false. Nu e adevărat. Când v-am acuzat? Puțin mai devreme. Nu v-am acuzat eu. V-am spus că există o prevedere în codul penal și că în același timp există niște lideri politici, mă rog, președinți de partide, care au căpătat acest obicei și ca nu cumva să vă treziți cu plângeri penale, pentru că văd că a început să prindă acest gust. Cu tot respectul, este vorba despre un document care aparține guvernului, care conține prioritățile legislative ale guvernului pe anul 2018. Asta este întrebare? Nu, cum a ajuns? Atunci explicați-ne cum a ajuns. Asta este întrebare? Eu m-am referit la faptul că au apărut informații că pilonul de pensie 1 se naționalizează, banii de acolo, și 2 că se desfințează. Este un document al guvernului care prevede suspendarea contribuției
beneficiilor la pilonul 2 de pensii de la 1 iulie 2018. Ce document este ăla, domnișoară? Este un document care aparține Secretariatului General al Guvernului. Am înțeles. Și v-am spus, mai devreme că în ceea ce privește programul de guvernare, nu există această prevedere. Programul de guvernare are putere de lege. Am răspuns la această întrebare. În schimb, desființarea pilonului 2 de pensie este o minciună, naționalizarea banului de acolo este a doua minciună. Și de ce ați ținut atunci să ne citați un text din codul penal? Pentru că a fost la adresa tuturor jurnaliștilor care au dat această informație. Spun a treia oară. În anumite posturi de televiziune, anumiți jurnaliști, anumiți cetățeni, vorbesc în ultimele zile despre intenția guvernului de a desființa pilonul 2 de pensie. La asta m-a referit. De asemenea, vorbesc de intenția guvernului de a naționaliza banii de la pilonul 2 de pensie. Și eu vorbesc pe marfa clientului. Și atunci cum puteți să ne explicați că aceste prevederi au apărut în acest document al guvernului? Să știți că dumneavoastră nu aveți un regim preferențial. Ați avut două întrebări. Vă rog. Domnule președinte, aș vrea să vă întreb dacă Partidul Social Democrat și guvernul PSD-ALDE are în vedere să suspende plata pentru pilonul 2 de pensii pentru 6 luni. În momentul în care se va face acea analiză și dacă se va ajunge la această decizie, care este o intenție pusă în programul de guvernare, și anume să se creeze o perioadă de opțiune pentru fiecare cetățean, plata pentru pilonul 2 de pensie poate fi sau nu suspendată, asta va fi ca rezultat al analizei și după o discuție cu administratorii fondurilor, administratorii privați a banilor publici din fondurile din pilonul 2, ca să nu se încurce calculele dacă, că poate din nu știu câte milioane de români care contribuie acum la pilonul 1 și la pilonul 2 și unii sunt doar la pilonul 1, poate sunt mai mulți cei de la pilonul 1 care vor să se mute la pilonul și la pilonul 2 și atunci trebuie suma mai mare. Și atunci se va decide dacă este nevoie să se suspende plata sau plata să continue ca și până acum și se fac regularizări ulterioare. Deci este doar o chestiune financiar-contabilă care va fi decisă împreună cu administratorii respectivi. Ne puteți preciza dacă această suspendare ar putea să intervină anul acesta sau anul viitor, măcar un orizont de timp? Nu, vă pot preciza ceea ce am spus mai devreme, precizări la precizările mele, și anume că în momentul în care această analiză va fi gata, dacă se va lua această decizie, în primul rând politică, după care să fie pusă în practică, după discuția cu administratorii privați ai fondurilor, în funcție de asta se va ajunge la o variantă sau alta. Că va fi în această vară, că va fi în această toamnă, o să vedem. Eu cred că în acest an trebuie închis subiectul respectiv. Dar sub nicio formă nu va fi pus sub semnul întrebării, pusă sub semnul întrebării funcționarea acestor fonduri. Și încă o întrebare, dacă pe larg, vom discuta pe larg când se va lua această decizie. Dar dacă v-am făcut aceste precizări, cred că este suficient să nu mai plecăm de la ipoteze pe care să le comentăm. Corect. Încă o întrebare pe un alt subiect. Ați vorbit de plângeri penale, ați citit un articol din codul penal. Aveți vreo intenție să depuneți eventual o plângere penală împotriva președintelui PNL? Cum? O plângere penală împotriva președintelui PNL pe care l-ați acuzat că vorbește lucruri care nu există. Dezinformări. Nu. Eu n-am de gând să fac asta, dar nici nu garantez că altcineva nu va face acest demers. Asta nu pot să garantez. Altcineva din PSD? Nu cred. Din moment ce s-a deschis această cutiuță, orice este posibil. Le doresc succes. Vă rog. V-aș mai ruga să ne mai faceți câteva clarificări legate de această chestiune legată de pilonul 2. Dacă și angajatorii vor trebui să plătească o cotă ca și angajatul, la fel erau prevederi din acest document de la SGG, nu. Și dacă vor fi sume fixe? Nu. Nu, nu. Deci nu, nu. Mai... Rămâne totul în sarcina angajatului ca și până acum. Da. Eu totuși sper să fim în viață și unii și alții când se va lua această decizie. Dacă se va lua, să discutăm atunci pe documente oficiale. Nu este nimic în sarcina angajatului.
Nu dumneavoastră mergeți acum cu banii în sacoșă la casa de pensii ca să vă plătiți contribuția. Deci sunt niște operațiuni financiare. Toate aceste măsuri au un obiectiv principal. Unu, românii să nu fie păcăliți de o campanie de manipulare bine susținută și doi, să aibă posibilitatea firească, umană, să opteze în cunoștință de cauză. Aceste două obiective vor fi urmărite și vor fi duse la capăt. Aș reveni la subiectul legat de meeting, de un eventual meeting pentru susținerea premierului. Ați spus că veți lua o decizie în funcție de evoluția situației. Da. La ce vă referiți concret? Am răspuns la această întrebare. Vom lua o decizie în funcție de evoluția evenimentelor. Vă rog. Așteptați decizia președintelui Klaus Iohannis în cazul în care... Am răspuns la această întrebare, sincer. Domnule Dragnea, indicele ROBOR la 6 luni a atins un nou nivel, 2,89%, și vrem să vă întreb cum vedeți acest lucru și, de asemenea, dacă guvernul urmează să aibă discuții cu reprezentanții BNR în următoarea perioadă. Eu zic că e bine să puneți această întrebare specialiștilor de la BNR, care se pricep mult mai bine ca mine la politica monetară. Vă rog. Bună ziua, în legătură cu ce va face PSD-ul în viitoarea perioadă, pentru că ați spus de foarte multe ori că nu veți sta cu mâinile încrucișate, ați spus că meeting-ul ar fi posibil în funcție de evoluția situației, nu suspendare, dar ce va face concret? Eu știu exact ce am spus, vă spun încă o dată, fac o precizare la precizare. Bun, mega conferință de presă în ceea ce privește durata a președintelui PSD, Liviu Dragnea, în același timp și președintele Camerei Deputaților, cu o sumedenie de subiecte alese de domnul Dragnea. Evident, în primul rând ne-a spus domnilor că nu ia în calcul PSD-ul suspenderea lui Klaus Iohannis, asta să-i spui lui Mutu, e o vorbă din popor. De asemenea, Liviu Dragnea a avut o ieșire virulentă la adresa lui Ludovic Orban, cel care la 14.30 a anunțat că face declarații, spune despre plângerea penală îndreptată împotriva Vioricăi Vasilică Dăncilă că e o chestie absolut caghebistă, adică îl acuză pe Ludovic Orban că acționează ca caghebiștii și nu este cacofonie. De altfel s-a referit și la pilonul 2 de pensie și domnia sa, oarecum iritat, a spus că e vorba de o decizie politică. Și aici vreau să vă întreb, domnilor, cum adică decizie politică? Cum adică decizie politică cu banii mei, cu banii dumneavoastră, cu banii domnului Manciu? Cu bani privați. Deci banii privați sunt banii pe care fiecare dintre noi îi depunem pentru pensie. Cum adică să ia o decizie politică guvernul României cu privire la banii noștri? Și acest transfer de bani, dacă noi am face asta ca angajatori, dacă am fi angajatori, am intrat imediat la pușcărie dacă ne-ar trimite în pușcărie dacă am transferat banii dintr-un loc în altul, dacă guvernul României își poate permite orice după câte se vede. Și revin la prima parte. Banii privați ai românilor care se depun în acești piloni de pensii, da? Nu are voie guvernul să, nu are voie moral, că ei sunt în stare să dea orice fel de lege. Comisia de prognoză scapă un document și vorbește despre un document deja introdus pe agenda guvernului, gata, adio, zero contribuții la pilonul 2, luăm banii. Dragnea spune, aoleu, păi nu, că de acum noi luăm o decizie politică. Aici să fim atenți la un lucru. În niciun caz nu a scăpat el un document. Cum a fost și cazul lui Mișa când a numit ministru. S-a testat piața. Exact, evident. S-a testat piața. Da. Acum Dragnea, când ne uităm la el cum ne vorbește, de fapt cum ne minte pe față, este exact ca acei vânzători din piața din anii 90 când te duceai și dă-mi și mie 3 kg de mere. Da. Îți cântăreau cu un cântar de-a lor de la nasol. Și domnule, nu sunt 3 kg. Și încerca să-ți explice jumătate de oră că de fapt sunt 3 kg, că e cântarul lui bun. Dacă zice, hai la alt cântar, nu, stai la al meu, că al meu e bun. Așa e și Liviu Dragnea. Ne minte în continuu, domnule, să iau banii de la pilonul 2? Nu, de unde ați auzit așa ceva? Cum? De fapt, ne gândim că poate, decizie politică. Adică cine ia decizia asta politică, să înțeleg și eu? Se adună baronii locali împreună cu ăștia de la guvern, șefii PSD-ului și spun, băi, hai să jefuim pe român de banii de pensie? Cum adică decizie politică? PSD-ul a dat de fundul sacului. E clar că în momentul, guvernarea PSD a dat de fundul sacului. E clar că este o disperare mare după bani. O mențiune importantă, dacă îmi permiteți, este că tocmai a anunțat și pe Facebook Victor Ponta că va face și el plângere penală împotriva oricăruia va lua banii din pilonul 2 în pilonul 1. Asta este foarte important, pentru că cu siguranță asta vreau să spun. Nu va trece în Parlament, vor arunca-o pe guvern. Și asume guvernul, nu se asume Parlamentul. A mai folosit domnul Dragnea o expresie, s-a deschis cutiuța. Vorbim de cutia Pandorei și tot monștri din lumea asta, păi a ieșit monstru din gura domniei sale spunând că banii privați ai românilor stau în ce?
într-o decizie politică, adică să adună GETA și Bioenergeta și hotărăsc ei să atace banul privat. Apropo de bani, luăm publicitate, ne revedem la 14. Mulțumesc că l-a suportat pe domnul Dragnea alături de mine. Ne revedem în câteva minute.